50 de credincioși ai parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei au mers astăzi în pelerinaj la Mănăstirea Cernica. Aceștia s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Calinic, au vizitat Biserica Sfântul Nicolae din Ostrov și au aprins lumânări în cimitirul așezământului la mormintele teologilor și personalităților care au marcat viața bisericească din țara noastră. Ne-a ajutat Dumnezeu și am venit într-un pelerinaj la Mănăstirea Cernica. Cu bucurie ne-am închinat la moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ne-am închinat și Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, apoi am vizitat și ne-am închinat în Biserica Sfântul Nicolae din Ostrov, biserică care a fost resfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2018, la 150 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, iar apoi am mers în cimitirul mănăstirii. Cimitir unde sunt îngropați mari profesori de teologie, mari ierarhi ai bisericii noastre și personalități din țara noastră. Aici am aprins o lumânare la mormântul părintului profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român, și le-am vorbit credincioșilor pe scurt despre viața sa. Am arătat deschiderea și aprecierea pe care o avea părintele profesor Dumitru Stăniloae față de viața monahală și față de spiritualitatea monahală. În acest sens le-am amintit faptul că părintele profesor a tradus Filocalia, o lucrare atât de importantă, mai ales pentru monahi, dar și pentru toți credincioșii. Îi mulțumim părintelui stareț pentru primire. Pelerinii nu s-au bucurat doar pentru momentele de rugăciune. Mulți dintre credincioși au intrat pentru prima dată în cimitirul mănăstirii, descoperind cu această ocazie locurile în care își dorm somnul de veci mari duhovnici și oamenii bisericii. Extraordinar de frumos! O binecuvântare de la Dumnezeu această vizită la Cernica. N-am mai fost de când cu pandemia și m-a impresionat mănăstirea, m-a impresionat cimitirul cu profesorii, decanii, artiști. Foarte frumos. Vin aproape lunar în ultimul timp la mănăstire. Este superb, superb la mănăstire. Mi-a plăcut foarte mult. La cimitir, mai ales, n-am fost niciodată până acum. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce am văzut. Am fost încântată de istoria acestei mănăstiri, care chiar nu știam și m-a impresionat foarte mult. Cimitirul, care n-am fost niciodată. Este o mănăstire care mi-e foarte dragă din foarte multe puncte de vedere. În anii dinainte de pandemie am venit foarte des în perioada aceasta mai rar. Bucuria a fost mai mult decât pot să vă spun în cuvinte. Cum vi s-a părut pelerinajul de astăzi? Foarte frumos. Mi-a plăcut vizita, istoria. Pelerinajul a fost cu o reușită prin puterea Tatălui din ceruri, cu emoțiile de la ploaie de la prima oră, dar cu entuziasmul, tinerețea, bucuria părintelui diacon. Am dus la bun sfârșit acest pelerinaj cu bucurie mare. De cât timp n-ați mai fost la Cernica și ce v-a impresionat în mod deosebit? Ultima dată am fost acum 10 sau 12 ani și m-a impresionat bucuria pelerinilor, bisericile cu atâta vechime, cu hramul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica. În semn de recunoștință pentru primire, parohia Soborul Maicii Domnului a oferit pentru mănăstire o icoană cu Mântuitorul Hristos. Credincioșii au primit iconițe și acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.